Bun, acum despre doliu social vorbind, știți că teoretic ar dura un an de zile, psihologic vorbind, cred că există variante personale, da? Sigur că trebuie să fim atenți la a nu depăși totuși și a ne duce în doliu patologic, dar cu siguranță fiecare are timpul și ritmul său. Mi se întâmplă și cred că ați trăit asta, să descoperiți în clienți care vin în terapie pentru cu totuși cu totul altă problemă sau altă situație de viață, travalii de doli netrăite de 3-4 ani, da? Și în esență știm cu toții, după ce încercăm să rezolvăm acel aspect, putem să înaintăm în... De fapt, ce este asta? Exact ceea ce am vorbit mai devreme. Dacă nu reușim să parcurgem acel ciclu, da, de rupere a legăturilor, jelire și reluare a legăturii, de fapt, nu poate să creeze noi atașamente. Deci, travaliul de doliu, procesul psihic, apropo de a nu sta cu picioarele în aer, prin care ne confruntăm cum? Emoțional, că despre asta este vorba, cu pierderea, suferința și reușim treptat în timp să ne desprindem de aceasta. O sinteză a etapelor, teoretic vorbind, și accentuez lucrul acesta, teoretic vorbind, cu siguranță ele sunt așezate așa, într-un mod didactic, da? În viață nu se întâmplă nici măcar ca la farmacie, nu reușim să punem procentajul atât de strict și exact, 50 cu 50, sau fix în ordinea asta o să le găsim în practică. Nu. Acum, dumneavoastră sunteți în domeniu și sper să nu am această surpriză. Am avut la un moment dat în sală un avocat care a înțeles că dacă a trecut de etapa de protest și furie, gata, s-a terminat, nu mai putem găsi în această, într-o altă etapă a travaliului de doliu, reminiscențe, da? Sau tristețe, sau melancolie. Dacă suntem deja la recunoștință pentru viață, nu o să mai avem regrete pentru că am pierdut, da? Omul este o ființă complexă, dinamică, aceste etape se pot întrepătrunde, pot să nu fie trăite cronologic în ordinea asta. Ar fi minunat, foarte frumos și perfect să le putem găsi în practică exact așa. Acum e negare, urmează protest, adică eu să știu pas cu pas ce am de făcut cu persoana respectivă. În practică nu se întâmplă lucrul acesta. Negarea știm cu toții, când suntem în negare ne și protejăm. Protestul și furia, păi atunci când creez atașament și îl pierd, cu siguranță asta devine frustrant, este puțin spus frustrant, depinde ce pierd, în ce condiții. Pierderile pot fi oarecum, știu eu, prevăzute, anticipate, sau pot să pierd neașteptat și brusc. Depinde intensitatea și durata legăturii pe care am avut-o înainte. Și sensibilitatea mea la pierderi. Care sensibilitate la pierderi? Revenim la ce am discutat mai înainte, atașamentul și toate celelalte. Bun, mi-am propus în descrierea cazului meu să vă prezint aspectele socioculturale de data asta țintite pe cazul respectiv, adică exact ce era cu persoana respectivă, și să conceptualizăm cazul. Dar înainte, vă spun cum am lucrat. Planul, și repet, este doar stilul meu de lucru, nu așa este bine sau nu e bine sau așa trebuie. Este modul în care eu am lucrat și m-am gândit că poate fi un mod pe care să-l împărtășesc și altora. Deci mai întâi am avut în vedere acceptarea realității pierderii, apoi lucrul cu suferința, care a presupus traversarea etapelor de doliu, gestionarea asistată a furiei, lucrul cu energia agresivă, lucrul cu sinele, exprimarea emoțională. Apoi adaptarea la o lume în care cel dispărut lipsește. Și asta poate să fie una dintre cele mai dificile etape. Realocarea emoțională înseamnă, practic, continuarea vieții, când persoana deja reușește să refacă anumite legături și atașamente sănătoase. Redescoperirea resurselor personale, calităților, puterilor interioare și valorizarea lor,
ajustarea convingerilor care au interferat cu creșterea persoanei. Aici deja mă refer la abordarea în care eu lucrez, abordarea adleriană, care are în vedere acest aspect. Cei cu convingerile astea, și să mă ierte colega adleriană dacă repet niște lucruri deja foarte cunoscute, eu spun așa, că sistemul nostru de convingeri reprezintă pentru psihic ceea ce pentru fizic reprezintă scheletul, sistemul osos. Este baza pe care noi ne formăm și cu care învățăm să ne mișcăm prin lume, cu care operăm. Aceste convingeri se formează și se cristalizează în copilăria mică, până pe la 8-9-10 ani. Cum? Păi depinde în ce context am venit pe lume. Mă trezesc pe lume ca într-o piesă de teatru, dar undeva prin actul 2. Adică deja niște lucruri s-au întâmplat până să vin eu acolo și contextul poate fi diferit. Pot să vin pe lume și să văd o mamă și un tată. Pot să vin pe lume și să văd o mamă, un tată și un frate sau o soră. Pot să vin pe lume și să văd doar o mamă. Aceasta este ceea ce noi numim constelația de familie. Absolut contează atmosfera de familie în formarea acestor convingeri, modelele parentale sau alte modele importante de adulți din viața noastră. Copilul la început ce face? Are în spatele ochișorilor niște aparate de fotografiat, spun eu, și face poze, 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 multe poze. La început asta face, observă, ved. Dar treptat va da semnificație acestor fotografii și va trage niște concluzii, mai mult sau mai puțin valide, dar sunt concluziile lui. Acele concluzii, acele convingeri, dacă vreți, se pot potrivi cu situația lui de viață, dar odată parcurgând etapele creșterii și devenind adult, s-ar putea ca anumite convingeri cristalizate în copilăria mică să-l încurce foarte tare în viața de adult, să nu se mai potrivească și el nici măcar să nu știe asta. De ce? Pentru că ele au devenit automatisme. Știm cu toții, avem 20% minte conștientă, rațională, logică și 80% minte neconștientizată. Conduceți mașină. Bănuiesc în principiu, mulți dintre dumneavoastră, ce am făcut când am învățat să conducem? Unde e a întâia? Unde e a doua? Sunt atentă, mă uit, atenție distributivă. Pe măsură ce a devenit un exercițiu și o practică zilnică, dau drumul la radio, vorbesc cu cineva, mai vorbim și pe la telefon, adică eu fac acele mișcări într-un mod automat, pentru că ea a devenit o deprindere neconștientizată. Așa este și cu convingerile de care nu ne dăm seama și eu de obicei încerc să îmbrac într-un aspect mai plastic povestea. Este ca și cum zi de zi vin aici, în această sală, și știu că ușa este acolo. Așa am învățat. Dar la un moment dat mă gândesc să renovez, reajustez sala și o să mut ușa de acolo în partea asta la altă. Pentru că eu ani de zile am intrat pe ușa aia, am să mă ridic și am să merg să dau cu capul un zid acolo, iar convingerea care mă încurcă cum nu, eu știu că ușa este acolo. În loc să încerc să văd ce este astăzi util pentru mine și să găsesc adevărata ieșire. Sigur că depistarea convingerilor greșite care au interferat cu creșterea noastră vine într-o etapă destul de târzie a terapiei de doliu. Pentru că inițial eu ce fac? Încerc să rezolv, și este greșit spus să rezolv, încerc să asist, încerc să susțin ceea ce este important, semnificativ, urgent pentru omul pe care l-am în fața mea. După ce echilibrul lui emoțional văd că se conturează, că încep să se mai așeze lucruri, abia atunci pot să intru în stilul vieții, depistarea convingerilor și așa mai departe. Și aș mai vrea să fac o mențiune vis-a-vis de bun și cum lucrăm în travaliul de doliu. Păi, dacă eu vreau să îi asist durerea, să-l susțin în traversarea acelor etape de doliu pe care le-am pus mai înainte, să-i acord timpul lui de a trece prin această suferință,
să-i întind o mână și să fiu acolo pentru el, atâta timp cât el are nevoie, acest aspect este despre client. Dacă vreau să-i transform durerea, dacă vreau să îi ofer variante, oportunități de creștere, aceasta este despre mine și despre cât de bun psihoterapeut sunt eu. Și acest aspect nu are ce căuta în lucru cu travaliu de doliu. Aș mai puncta ideea de a face o diferență între interes pentru persoană și interes pentru interesul persoanei. În toată practica noastră, dar mai ales în lucru cu travaliu de doliu, noi trebuie să cultivăm, să exersăm și să ne dezvoltăm interesul pentru interesul persoanei. Nu este același lucru. Dacă domnul este foarte supărat acum și trist, eu pot să mă duc să-l întreb: dar ce ați pățit? Dar vă rog să-mi spuneți, poate vă pot ajuta. Și acesta este un interes pentru persoana dumnealui. Dacă mă duc și spun: știți, vă văd puțin cam trist, dacă veți vrea la un moment dat să vorbiți, eu sunt aici, poate pot să vă fiu de ajutor. Acesta este un interes pentru interesul dumnealui, pentru că interesul de moment este să fie trist, iar eu trebuie să-i respect acest lucru. Bun, sigur că ajungem în partea de final, cu optimizarea stilului de viață și crearea unui nou sens existențial, abordarea optimă în urma stilului de viață analizat a sarcinilor vieții. Am avut niște principii după care m-am ghidat în acest caz, și anume, durerea este un proces individual, fiecare individ face față pierderii într-o manieră proprie și unică. Nu pot să spun, stați că am mai tratat eu 3, 4, 5, 50 de travalii de doliu și cam știu ce urmează. 3 luni o să fiți așa, 2 invers și așa mai departe. Da? Deci maniera este unică. Cred foarte mult în principiu, pentru că s-au îmbinat și sper să se îmbine mult de acum încolo cele două specialități, psihologia și medicina. Cred foarte mult în principiul lui Hipocrate, care spunea: nu există boală, există bolnav. Da? Și pentru noi nu există cazul, nu există tipare, există omul, holistic vorbind. Apoi am crezut și cred foarte tare că durerea este o oportunitate de creștere lăuntrică. În urma experiențelor limită, de fapt, ne descoperim cele mai bogate resurse interioare. Durerea se poate manifesta într-un cadru care securizează persoana aflată în suferință. Și aici cred că se leagă foarte bine exemplul pe care l-am dat înainte, da? Dacă persoana nu se simte securizată, nu am cum să lucrez cu ea. Și-am mai sperat eu, într-o lege nescrisă a naturii, că suntem programați genetic pentru viață. Și că indiferent dacă ne spunem, viața mea nu mai are sens, eu fără el, eu fără ea, nu vreau să trăiesc. Da, asta echivalează cu o sinucidere. A spune aceste lucruri echivalează, și a crede cu fermitate în ele, echivalează cu o sinucidere. Dar într-un fel sau altul, eu m-am născut ca să trăiesc. Și de foarte multe ori putem să facem din nou comparația cu partea medicală. Se întâmplă ca și într-o boală, ca la varicelă, dacă vreți. Avem perioada de incubație, avem perioada de foarte rău, cu febră, cu tot felul de manifestări, perioada de stare, se spune în medicină, apoi lucrurile intră în remisie și apare și vindecarea. Ăsta este un principiu care nu mă lasă să renunț, să văd potențialul într-un om. Suntem programați genetic pentru viață. Fie că el vrea, crede în momentul ăla sau nu crede. Aștept momentul până când va crede, lângă el. Dar ăsta este un principiu care nu îmi dă voie să renunț. Acum, ce este din punct de vedere adlerian stilul vieții? Evident, nu ce mănânc, dacă fumez sau nu fumez, la ce oră dorm, ci stilul vieții unei persoane, de fapt, din punct de vedere adlerian, reprezintă personalitatea sa, deoarece vorbim despre o matrice singulară a gândirii, a simțirii și a acționării, în care trebuie considerate toate manifestările specifice.
Adler a numit acest stil al vieții de-a lungul etapelor lui de dezvoltare linie ghid, plan al vieții, apoi îl găsim sub această sintagmă de stilul vieții. Componente ale stilului vieții, tot din punct de vedere adlerian. Da? Vorbim despre ceea ce este, într-o traducere așa destul de grosieră, mot-a-mo, dar cred eu pe înțelesul tuturor, adică sinele nostru individual și realitatea cu care avem de-a face. Ce este sinele? Păi cuprinde, în primul rând, am spus grosier, ce este eu, corpul meu, identitate, cine sunt eu, imagine de sine, ce sunt eu și stima de sine, părerea despre sine, ce calitate am eu, noțiunea de sine ca obiect, ce mă afectează. Apoi contează foarte mult imaginea lumii. Este un set de convingeri despre tot ceea ce este exterior sinelui. Ea cuprinde convingeri despre viață în general, convingeri despre lumea socială, din cultură și mai ales din convingeri din viață personală. Idealul de sine, toți îl avem, devine un ghid și acesta. Avem scopuri conștientizate și scopuri neconștientizate, scopuri de apropiere și scopuri îndepărtate, dar care de fapt formează linia de mișcare a vieții noastre. Nu știu, dacă v-aș întreba ce doreați să deveniți atunci când erați mici, eu, de exemplu, vreau să mă fac doamnă. Și parcursul meu profesional, nu știu dacă aparent este sau nu în direcția respectivă. Dar faptul că n-am vrut să rămân, nu știu, doar să gătesc sau, da? Într-un fel cosmetizat, am urmat această direcție de mișcare. Toți o avem, vă analizați singur și vă dați seama cât de importantă este acea linie ghid pe care ne formăm în copilăria mică. Da, este scopul final al vieții noastre. De fapt, orice am face, în oricâte proiecte ne-am duce, noi de fapt urmărim un singur lucru, să ne îndeplinim acel scop neconștientizat. Judecăți morale, apoi mă interesează și cum îmi ating scopul și aici vorbim despre metode folosite conștient de-a lungul vieții ca tehnici comportamentale pentru străduința de a-și atinge, de fapt, scopul dominant. Fiecare scop dominant poate avea una sau mai multe metode și metode similare pot fi găsite în asociație cu scopuri diferite. Influența asupra stilului de viață, factor constituțional, cultural, influențe familiale, constelația de familie, deja am vorbit despre asta, da? Ce am în constelația mea de familie? Ordinea nașterii este foarte important. Avem un client care este prim născut. Atenție, el a avut până la un moment dat statut de copil unic. De aceea, în descrierea, știu eu, în sumarul pe care de obicei noi îl facem asupra stilului vieții unei persoane, avem o formulă. Primul născut, psihologic, al doilea născut. Cronologic, al treilea sau ultimul născut, psihologic vorbind, prim născut. Și am întâlnit situații în care, deși cronologic era mezin, psihologic avea stilul vieții unei persoane de prim născut. Da? De ce spuneam, de ce am dat acest exemplu? Primul născut, până la un moment dat, avem situații în sală de prim născut. Da? Cum v-ați descrie ca persoană? Să vă descriu eu? Probabil responsabilă. Aveți grijă de toată lumea. Doriți să fiți apreciată. Toți dorim asta, dar... Da? Contează mai mult ceilalți, mai puțin nevoile mele. Pentru că primul născut, cu statut de copil unic, care până la un moment dat a avut totul, la un moment dat se simte detronat. Și el toată viața lui va lupta și va munci să ajungă în această poziție de copil unic. Adică să se individualizeze cumva. Din nou, mod didactic, da, folosită această schemă, nu doar în travaliu de doliu, ci în multe alte psihoterapii.
O folosesc și cu clienții mei, încerc să le explic că în capătul schemei avem un eveniment, prin eveniment nu înțeleg cu tremur, afară plouă, ninge, este o întâmplare, dar pe care eu mi-o reprezint cumva în realitatea mea interioară. Funcție de ce reprezentare dau evenimentului, voi avea o stare interioară. Pentru că sunt om, starea mea nu rămâne acolo, ci transcede cumva în afara mea, cum? Printr-un comportament și orice comportament are un rezultat sau o consecință. Scopul meu în discuția cu ei pe această schemă este să le arăt că reprezentarea este cheia rezultatului. Dacă m-a părăsit iubitul și eu îmi reprezint asta ca pe sfârșitul lumii, în capătul schemei pot să am și depresie. Dacă m-a părăsit iubitul și eu îmi reprezint asta ca fiind ceva ok, poate că aveam nevoie de puțin timp pentru mine, s-ar putea ca în rezultatul schemei să reușesc să petrec zile puțin mai liniștite din punct de vedere emoțional. Și pe mine mă ajută să îi ajut la rândul meu să schimbe perspectiva asupra situației cu care se confruntă. Dragii mei, ediția de astăzi se încheie aici. Ați urmărit workshopul de la separare, pierdere, durere către acceptare și iubire, susținut de psihoterapeut Mihaela State. Rețineți faptul că suferința și durerea au nevoie să fie împărtășite. Mihaela Gherca sunt și ne revedem sâmbătă viitoare de la aceeași oră. Până atunci, rămâneți în continuare cu programele Columna TV. Toate cele bune!